Cornelia și Lupul Redmic sunt, fără îndoială, printre cei mai cunoscuți și apreciați interpreții de muzică populară din România la ora actuală. Puțin știu însă că interpreții maramureșeni au o strânsă legătură cu Deva și cu județul Hunedoara prin intermediul regretatului Drăgan Muntean, pe care Cornelia și Lupul Redmic îl consideră părintele lor spiritual. La începuturile carierei noastre, aici, în Deva, trăia tatăl nostru spiritual, Drăgan Muntean. A fost, când ești tânăr interpret, contează foarte mult dacă o vedetă sau o persoană care are mai mulți ani de carieră în spate, dacă această persoană te ajută, dacă această persoană te primește lângă ea, dacă această persoană te ajută ca drumurile tale să fie deschise. Nea Drăgane, ziceam noi, Nea Drăgane, că eram foarte apropiați, Nea Drăgane ne-a ajutat foarte mult și atâta vreme cât trăim, îi purtăm recunoștință și iubire în sufletele noastre. Cornelia și Lupul Redmic au multe amintiri plăcute cu marele doinitor al pădurenilor și îi păstrează vie amintirea lui Drăgan Muntean, cel plecat prea repede dintre noi, acum aproape două decenii, la doar 47 de ani. Multe amintiri frumoase, familia Drăgan Muntean, acasă la dumnealor au fost și la Sighetul Marmației, am trecut și în dreapta Tisei la românii, la maramureșeni rămași dincolo de Tisa, la Crăciunul Părit Vechi. Am intrat în noaptea la 12 cu colindă, au plâns toți românii. Și lucruri frumoase care nu o să uităm niciodată. Așa cum spunea Cornelia, era la început de drum și ne-a întins o mână un om foarte greu din folclorul românesc, ne-a luat lângă dânsul și uite că niciodată să nu o să uităm, Dumnezeu să-l odihnească, iar familia să trăiască mulți ani de aici încolo. Ca și Drăgan Muntean, părintele lor spiritual, Cornelia și Lupul Redmic interpretează doar folclor autentic. O demonstrație în acest fel, făcând zilele trecute la Deva, la ediția din acest an a sărbărilor cetății. Cornelia și Lupul Redmic au fost capul de afișă din ultima zi a sărbărilor cetății, cea dedicată folclorului, evenimentul fiind organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate.